Nu pot sta aici, pentru că se vede. Bună ziua, doamnelor și domnilor, consilieri, stimați invitați, distinși reprezentanți ai mass media locală și centrală, domnilor și domnilor deputați și senatori, domnule primar al municipiului Focșani, domnilor primari ai orașelor județului Vrancea, vreau să-mi permiteți să intru în procedurile legale de desfășurare a ședinței Consiliului Județean de astăzi, 15 februarie. Am convocat ședința Consiliului Județean astăzi, 15 februarie, în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 170 din 9 februarie 2018. Cu îndeplinirea tuturor articolelor prevăzute de legea 215/2001 republicată și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Țeamurași. Doamne și domnilor consilieri, din 33 de consilieri în funcție sunt prezenți 32. Deci ședința are vorul necesar privind desfășurarea în condiții de legalitate, absent încă, înțeleg că e pe drum, domnul consilier o trei. Doamnă și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 republicată, dau cuvântul secretarului județului, domnul Raul Cazan, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19 decembrie 2017 și a proceselor verbale ale ședințelor extraordinare din data de 8 ianuarie 2018, data de 29 ianuarie 2018. Doamnă secretar al județului Vrancea, vă spun. Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la cele consemnate în cele trei procese verbale, înțeleg că vă rog să supuneți la vot fiecare proces verbal cu 4 minute și eu vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar al județului, Raul Cazan. Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19 decembrie 2017. Cine este pe? Dacă este cineva împotrivă.
Dacă se abține cineva. Domnul și domnul consilier, procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi, ca pentru care vă mulțumesc. Supun la vot, domnilor și domnilor consilieri, procesul verbal al ședinței extraordinare în data de 8 ianuarie 2018. Cine se prezintă? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun votului dumneavoastră, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre, procesul verbal al ședinței extraordinare în data de 29 ianuarie 2018. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Doamna și domnilor consilieri, în proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. Punctul numărul 1. Aprobarea revizuirii regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a componenței nominale a acesteia. Punctul numărul 2. Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre prin aprobarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special post-liceal din județul Vrancea pentru anul școlar 2018-2019. La punctul al patrulea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special primar, gimnazial și profesional din județul Vrancea pentru anul școlar 2018-2019. La punctul al cincea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile prestate de către serviciul public comunitar județean de evidența persoanelor Vrancea pe anul 2018. La punctul al șaselea, avem proiectul de hotărâre privind stabilirea venitului anual în cederea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natură prin modificarea prețului produselor agricole kilogram pe anul 2018. La punctul al șaptelea, avem proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea. La punctul al optelea, avem aprobarea programului de activități a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru anul 2018. La punctul al nouălea, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele în cadrul programului asistențial de transport public de persoane în curse regulate pentru perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 105 din 11 octombrie 2013. La punctul al 10. Avem proiectul de hotărâre privind transformarea solicitării de trecere a arată la suprafață utilă 163,10 metri pătrați din cinta punctului termic numărul 20 sud din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea. La punctul al 11. Avem aprobarea documentației tehnice, economice la faza expertiză tehnică, studii de teren, DALI și a indicatorilor tehnici economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare pod în beton armat pe drumul județean 205, peste râul Putna, în localitatea Coza, comuna Turnici, kilometru 19+200. La punctul al 12, avem proiectul de hotărâre prin actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli în plafaje expertiză tehnică, DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare de județean 205, Vrâncioia Spinești, comuna Vrâncioia, județul Vrâncioia. Punctul al 13. Avem actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la fază expertiză tehnică, DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare din județean 204F, în lungime totală de 4,90 km, din care sectorul Slobozia Ciorești Armeni, comuna Slobozia Ciorești și sectorul Orea Bucești, comuna Bucești, județul Vrancea. La punctul numărul 14. Actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice a cheltuielilor
Expertiză tehnică, studii de teren, DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare de un județean 205P, în lungime totală de 12,9 km, din care comuna Bolotești, sector DN2D, Putna-Ipâncești, comuna Garoafa, sector Păurei, Garoafa, Precistan, și evident, comuna Milcov, un sector până în DN23, între DN23 și DN23A, județul Vrancea. Am citit mai încet și mai explicit numele unor localități, pentru că au apărut tot felul de neînțelegeri în ultima perioadă, spunându-se că localitățile conduse de primare Partidului Național beneficiază de investiții. Astăzi am să vă rog pe directorul Direcției de Dezvoltare, de directorul Direcției Tehnice al Consiliului Județean, să vă dea cum spun câteva exemple, să vedeți că din contra, la localitățile care au format liberat, sunt o prioritate pentru administrația Consiliului Județean și pentru Consiliul Județean. De-aia am citit, citez așa. La punctul numărul 15, avem preluarea căminului pentru persoane vârstnice, o nouă șansă Mărășești, din județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești, structura Direcției Generale de Asistență Socială Vrancea. La punctul al 16, avem proiectul de hotărâre privind declararea terenului în suprafață de 6,2 hectare, situat în municipiul Focșani, T80, parcela 424-1, ca bun de interes județean și completarea în mod corespunzător al inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea. Punctul numărul 17, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea susținerii contribuției de 2% a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea în proiectul Via Edu, în viitor de educație și codul de rigoare. La punctul numărul 18, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul al 19-lea avem aprobarea bugetului propriu al județului pentru finanțarea unității administrative teritoriale județul Vrancea și a bugetelor instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean chiar în 2018. La punctul 20 avem prezentarea hotărârii numărul 1 din 30.1.2018 ce cuprinde aprobarea planului strategic al autorității teritoriale de ordine publică Vrancea pentru anul 2018 în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și a hotărârii numărul 2 din 30.1.2018 cuprinzând aprobarea regulamentului de anumitate al autorității teritoriale de ordine publică pentru perioada martie-decembrie 2017. Doamnelor și domnilor consilieri, înainte de a supune la vot ordinea de zi, aduc la cunoștință pentru convocare și au fost înaintate secretarul județului încă două proiecte de hotărâre. Astfel, un prim proiect privește aprobarea împărării dreptului de proprietate al doamnei Apostoleanu Tatiana Cecilie, în cote indiviză de jumătate din imobilul de teren, în suprafață de 4.432 metri pătrați, situați în Tarlaua 89, pe 5030-5033, în municipiul Focșani, stat Acuza Vădă, numărul 5052. Doamne și domnilor consilieri, vă rog să-mi permite să pun la favoarea dumneavoastră includerea acestui proiect ordinea de zi. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamne și domnilor consilieri, vă mulțumesc cu unanimitate de vot pe proiectul supus atenției dumneavoastră. A fost introdus ordinea de zi. Pe proiectul ordinea de zi. Un al doilea proiect se referă la aprobarea depunerii proiectului dotarea cu aparatură medicală modernă a unității de primiri urgențe Focșani, prefinanțare prin programul operațional regional 2014-2020, având în vedere adresa Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la numărul 24-13 din 14 februarie 2018, prin care ne
aduce la cunoștință că pe comunitatea de primire urgență de Focșani, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, se poate realiza un proiect care vizează achiziția de echipamente medicale de către Consiliul Județean Brașov. Doamna Ionor și domnilor consilieri, supun votului dumneavoastră includerea și acestui proiect coordinat. Cine se pentru? Dacă este cineva împotriv, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost inclus pe proiectul ordinii de zi. Doamna și domnilor consilieri, supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Cine se pentru? Domnule președinte, grupul PNL solicită introducerea pe ordine de zi a unui proiect privind revocarea hotărârii numărul 3 din 29 ianuarie 2018 privind transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 6.062 metri pătrați teren situat în extrabilan municipiul Focșani, dar la 84.424 pe 1A din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Grancea, în vederea construirii spitalului județean. În condiții în care astăzi, pe ordinea de zi la proiectul, la ordinea numărul 16, avem proiectul privind declararea acelui teren ca bun de interes județean și completarea în mod corespunzător, considerăm că nu ar mai fi oportun să existe această hotărâre în vigoare privind solicitarea inițială pe 62.000 de metri pătrați. Mulțumesc, domnule consilier Cristinean Irimia, doamna secretar al județului Blancea, doamna Roca, da? Domnule președinte, vă rog să ne spuneți care e punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această propunere, la acest proiect. Domnule președinte, doamna domnul consilier, secretarul județului a primit într-adevăr o expunere de contribuie și un proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Irimia, referitor la revocarea a două hotărâri a Consiliului Județean, cele prin care dumneavoastră, autoritatea județeană, cerea municipiului Focșani identificarea și transmiterea unui teren în vederea construirii unui spital. Vă aduc la cunoștință că motivul pentru care nu am îndeplinit documentele administrative pentru propunerea de suplimentare a ordinii de zi este faptul că acest proiect depus ieri, da, a venit la secretarul județului ieri, după convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean, nu este justificată în niciun fel urgența pentru ca acesta să fie discutat și suplimentat ordinea de zi, cu atât mai mult cu cât, dacă vreți, în extens o discuție pe chestiuni de drept, domnul consilier Irimia este un jurist foarte bun și știe foarte bine că nu poți să revoci un act administrativ care a intrat în circuitul civil și de aceea, sincer să fiu, l-am abordat ca fiind așa, am vrut să mă încerc să văd dacă știu acest lucru. Repet, ceea ce privește acest proiect nu are absolut nimic de-a face cu lista de proiecte de pe ordinea de zi de astăzi, iar în ceea ce privește punctul de vedere al secretarului, în cele 30 de zile prevăzute de lege, o să-i parvină domnul consilier județean și dacă dânsul insistă să fie introdus la următoarea ședință, conform procedurilor, voi acționa consecință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar al județului Grancea. Vă rog, de fiecare dată să vă confirmați. Sigur că da, sigur că da. Eu nu insist cu acest proiect, însă am considerat oportun să ridic această problemă în plenul Consiliului Județean. În consultările pe care le-am avut în grupul PNL și în comisie, am considerat oportun să ridic această problemă, pentru că raportând la acest teren am mai avut discuții și am vrut să acoperim, să zic așa, o plajă largă de probleme de natură juridică care Tabra aprea. Dacă nu considerați oportun să introduceți pe ordinea de zi și să revocăm acea hotărâre, este decizia dumneavoastră și nu mai am alte comentariile făcute. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Cristina Irimia. Dacă să nu avem niciun fel de problemă în acest punct de vedere, supun la aprobare plenului Consiliului Județean, doamnă și vă rog, domnul consilier. Vă rog. Avem o intervenție privitoare la ordinea de zi. Vă rog. Dacă, după ce supuneți la vot propunerea domnului consilier Irimia. Vă rog. Grupul consilierilor PNL
puteți considera urgent, noi îl gândim ca un proiect care îl depunem cu întârziere. Și el se referă, domnule președinte, la eliberarea dumneavoastră din funcția de președinte al Consiliului Județean. Am să vă rămânez proiectul semnat. Se vă rog liniște, chiar mă întrebam cum să apară masă. Da, vă spuneam că ar trebui să apară mai devreme, dar niciodată nu este prea târziu. Domnul și domnilor consilieri, am să-i dau cuvântul domnului secretar al județului Vrancea, domnul Rotadan, cu privire la acest proiect de hotărâre propusă cu Partidul Național Liberal, cu care voi continua procedurile pe care ați desfășurat așezuțele. Vă rog. Domnule președinte, vreau să-mi permiteți să fac o... vreau să aducă domnului și privire la celălalt proiect pentru care domnul Ilinia solicită completarea ordinii de zi. Eu vreau să vă aduc acest lucru la cunoștință pentru ca plenul Consiliului Județean să fie cunoștință de cauză atunci când solicită introducerea lui. Repet, la acest moment, ca să poți să introduci un proiect de ordine de zi, trebuie să dovedești urgența. Doi, el nu se poate dezbate, deci nu se poate dezbate dacă nu are rapoartele direcțiilor de specialitate și comisiilor de specialitate. Colegii noastre, Consiliul Județean, și cunosc acest lucru. Revenind la chestiunea referitoare cu, la revocarea cererilor pentru spital, secretarul județului va aduc la cunoștință că nu va vota de legalitate un asemenea proiect pentru că nu definește prevederi, nu poate să se revoce un act administrativ intrat în circuitul civil. Iar în ceea ce privește revocarea președintelui din funcția de domnului Marian Cușan din funcția de președinte, exact aceeași situație similară de la celălalt proiect, trebuie dovedită urgența pentru a se putea supune votului dumneavoastră de suplimentare a ordinii de zi, iar în cazul în care considerați că trebuie suplimentată ordinea de zi cu acest proiect, trebuie îndeplinite până la momentul dezbaterii cele două condiții, adică raportul comisiei de specialitate și raportul aparatului de specialitate, adică a secretarului județului și a juridicului. Mulțumesc! Mulțumesc, secretarul județului Vrancea. Mă îndoiesc cu colegii juriste de la PNL, când cunoșteau legea, dar prin dorința de a face cât mai suculente întâlnirile în plenare Consiliului Județean, au gândit să-i introducă acest proiect. Sau probabil domnului senator Cătălin Toma și domnul deputat Ioan Ștefan încă nu s-au înțeles cu Liviu asupra membrilor din delegația Consiliului Județean Vrancea din grupul Partidului Social Democrat care să vândă meciul în favoarea Partidului Național Liberal. Eu vă dau o veste proastă, cum spun în acest punct de vedere. Deci de la PSD nu vinde nimeni meciul. Meciul ați vândut numai dumneavoastră, cum vă spun eu, cu această națiune. Și dacă vreți, vă și exemplific, dacă țineți în mod neapărat. Dar nu asta este problema. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre propus de domnul Cristian. Deci vă rog să mă lăsați să-mi fac treaba asta. Vă rog, fac și eu ca doamna Chiuviș. O să ne facem treaba până în capăt. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre propus de domnul consilier Cristina Lirimea pentru a completa ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Deci, cu majoritate de voturi, propunerea de a introduce pe ordinea de zi proiectul de hotărâre propus de domnul consilier Cristian Ilimia a fost respins. În ceea ce privește, domnilor și domnilor, eliberarea mea din funcție. Din respect pentru cetățenii județului Vrancea, vă spun că am încercat alții mai tare ca dumneavoastră de-a lungul timpului să mă elibereze din funcție, dar tot într-un mod ilegal, dacă vă aduceți aminte, și autor a fost tot Partidul Național Liberal. Eu zic să nu vă pierdeți timpul. Zic să propuneți, cum îmi spun eu, și să urmați calea legală și
și procedura în Consiliul Județean pentru a registra acest proiect de hotărâre. Iar eu vă promit în mod solemn că la prima ședință ordinară a Consiliului Județean îl vom pune în dezbaterea Consiliului Județean și vom spune, proceda în consecință din punct de vedere legal. Vă mulțumesc. Aveți răbdare, stimate domnule consilier. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean. Domnul președinte. Vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, nu vreau să pară exact ce a spus dumneavoastră, că este o vânzare din PSD, cine cu cine a cumpărat, pe cine a cumpărat, ce jocuri s-au făcut. Nu trebuie să duceți discuția în această direcție, pentru că ne permite legea, conform articolului 101, aliniatul 3, prin legea 915, să solicităm o treime din consilierii județeni, eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean sau a vicepreședintelui. Este o procedură legală. Nu a spus că au încercat alții ilegal să vă schimbe din funcție. Noi nu încercăm ilegal să vă schimbăm din funcție. Noi facem o propunere, am făcut o propunere motivată, bazată pe articolul 101 din legea 215, o propunere legală, care dacă va trece la vot, trece, dacă nu. Este un demers legal, nu ilegal, așa cum a spus dumneavoastră, că au încercat și alții ilegal să vă schimbe din funcție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier Bustan, vă rog. Eu cred, domnule președinte, că înainte de a supune la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi, ar trebui să dați citire proiectului de hotărâre pe care vă l-am urmat, sau, dacă îmi veți permite, îl voi citi chiar eu, pentru ca și colegii noștri, consilieri de la putere, să afle motivele pentru care am propus acest proiect de hotărâre și dânsii sunt sigur că vor gândi și vor aprecia obiectiv urgența acestui proiect de hotărâre. De ce să eluptăm procedura? Nu costă nimic. Nu e neapărat să așteptăm o lună, să scurtăm puțin spatele și să votăm chiar astăzi. Vă rog liniște! Stimate domnului consilier, în primul rând eu țin foarte mult la solemnitatea ședințelor în plenare Consiliului Județean Vrancea. Și în al doilea rând țin foarte mult la aprobarea regulamentului, la adoptarea, nu numai la adoptarea, dar țin foarte mult la aplicarea regulamentului de funcționare a Consiliului Județean Vrancea. Deci, eu vă rog să puneți acest proiect la dispoziția doamnei secretar, pe care l-ați și pus deja, iar el va fi comunicat tuturor membrilor Consiliului Județean Vrancea prin intermediul secretarului. Iar când acest proiect va îndeplini, din punct de vedere legal, toate punctele stabilite ca un proiect de hotărâre să devină și să poată fi dezbătut în plenul Consiliului Județean, atunci vom și da citire. Nu pierdem vremea astăzi, pentru că dumneavoastră n-ați avut răbdarea necesară să îndepliniți pașii legali de promovare a acestui proiect. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean propunerea domnului consilier Liviu Bostan de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului Județean la ședințele noastre de astăzi. Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a președintelui Consiliului Județean Vrancea, pentru că nu s-au înțeles cu Liviu. Ce este pentru? Ce este împotrivă? Domnul și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre propus de domnul consilier Bostan pentru a fi inclus pe ordinea de zi a fost respins cu majoritate de voturi. Domnul și domnul consilier, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul ordinii de zi al ședinței noastre ordinare de astăzi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu majoritate de voturi, ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi a fost aprobată. Doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște. Doamnelor și domnilor consilieri, precizez că toate proiectele de hotărâre și amendamentele înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, inclusiv cele care au fost suplimentate, cele cu care a fost suplimentată ordinea de zi, pot fi dezbătute, deci deoarece au fost întocmite toate rapoartele de specialitate ale comisiilor și ale compartimentelor de specialitate, avizele comisiilor de specialitate care Consiliul Județean Vrancea și au fost depuse la secretarul județean. Doamnă și domnul consilier, vă rog să-mi permite să intrăm în dezbaterea ordinii de zi. La punctul 1.
Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea revizuirii regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a componenței nominale a acesteia. Acest punct de ordinea de zi necesită desemnarea patru consilieri județeni care se participă alături de ceilalți specialiști la lucrările CTUAT Vrancea. Având în vedere că această comisie își desfășoară activitatea sub coordonarea președintelui Consiliului Județean, o să vă propun ca doi dintre cei patru consilieri propuși astăzi să fie domnul vicepreședinței Consiliului Județean, domnul Cristian Dănuț și domnul cel mare Ionel, cărora potrivit legile pot fi delegate atribuțiile executive de reprezentare ale președintelui. Aștept și alte propuneri de la consilieri județeni, cu condiția să aibă studii inginerești, economice, urbanism, monumente istorice, sociologie sau geografie. Precizez că la acest proiect de hotărâre votul este secret și ca atare este propuneri din partea dumneavoastră, nu cu Partidului Social Democrat. Vă rog, domnul consilier. Propun pe domnul consilier Atacicov Adrian și domnul consilier Marin Laurențiu. Mulțumesc. Sunt următoarele, domnul consilier Emilian Deaconu și doamna consilier Franciu. Rog secretariatul tehnic să întocmească buletinele de vot, dar nu înainte de a consulta Consiliul Județean, dacă sunteți de acord să trece pe buletinele de vot propunerile grupului PSD și grupului PNL. Dacă sunteți de acord ca cele patru propuneri să fie trecute pe buletinele de vot, cine este patru? Șase, patru, mai întâi. Ok. Consult Consiliul Județean până la definitivarea buletinul de vot și am definit proceduri privind alegerea celor patru membri. Dacă sunteți de acord să mergem mai departe cu toate proiectele de hotărâre, cine este? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Bună și domnul consilier, vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Avem proiectul de hotărâre prin stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generală de Asistență Socială Protecția Copilului Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre cu precizarea că noi, Consiliul Județean, practic validăm niște persoane nominalizate în virtutea funcției pe care o dețin. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, de faptul în care vă mulțumesc. La punctul numărul 3. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea rețelei școlare de învățământ special inițial și special fost liceat în județul Vrancea pentru anul școlar 2018-2019. Dacă aveți observații, domnule consilier, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, faptul în care vă mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre fiind aprobarea rețelei școlare de învățământ special primar, gimnazial și profesional din județul Vrancea pentru anul școlar 2018-2019. Dacă există observații, cum ar fi acest proiect? Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 5. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea taxării pentru activitățile prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea pentru anul 2018. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit.
cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilier, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 6, avem proiectul de hotărâre prin stabilirea venitului anual din cederea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natură, prin modificarea prețului produselor agricole per kilogram pe anul 2018. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobarea plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat unanimitate de vot. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre prin transformarea unor posturi în statul de funcție al Centrului Cultural Vrani. Dacă există observații pe marginea acestui, înțeleg că nu există. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 8. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activități a Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului Vrancea pentru anul 2018. Dacă există observații pe marginea acestui punct, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 9. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele din cadrul programului județean de transport de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 105 din data de 11 octombrie 2013. Dacă aveți observații, cum așa. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Punctul numărul 10. Proiectul de hotărâre prin transmiterea solicitării de trecere a spațiului cu suprafață utilă de 163,010 metri pătrați din incinta punctului termic numărul 20 din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea. Dacă sunt observați cum ar trebui. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre de ce este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, foarte cu care vă mulțumesc. La punctul numărul 11. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, talii și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare potrivit beton armat, drumul județean 25 el, peste râul Curna, în localitatea Poza, comuna Tulnici, județul Vrancea. Comuna Tulnici, fiind, așa cum bine știți, guvernată de un coleg de-al nostru, primar al Partidului Național Liberal. Dacă aveți observații cum ar fi acest proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean, proiectul de hotărâre amintit, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a trecut cu unanimitate de vot. La punctul numărul 12. Avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici, expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumului județean 205 el, sector Vrâncioaia Spinești, comuna Vrâncioaia, județul Vrancea. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 13. Avem proiectul de hotărâre privind actualizarea de
modernizarea Juntalii pentru modernizarea drumului județean 204F, Slobozia-Ciurești-Armeni, Comuna Slobozia-Ciurești și sector Oreavu-Bucești. Dacă aveți observați. Înțeleg că nu supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pe? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 14. Avea proiectul de hotărâre prin actualizarea demisului general, expertiză tehnică, studii de teren, documentație de avizare a lucrărilor datii pentru obiectivul de investiție, modernizare drum județean 205P, în lungime totală de 12,9 km. Aici PSD-ul și PNL-ul sunt într-o comuniune totală. E vorba de Comuna Borodești, unde primar este un distins coleg al nostru, membru la Partidul Național Liberal, și de Comuna Garoafa, unde colegul meu nostru este un distins membru al Partidului Social Democrat. Și de Comuna Milcovo, da, foarte puțin la Comuna Milcovo, unde, de asemenea, primarul este de la Partidul Social Democrat. Nu, no, dar am vrut să văd, adică am vrut să se arată așa cum sunt dispuse investițiile în drumurile județene la Consiliul Județean Bracea, că pe a prea unii ne acuză că am politizat administrația publică și fondurile Consiliului Județean Bracea. Cu Baciu Movilița, cum stă, domnule președinte, drumul județean 205J, Banciu Movilița, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale în valoare de 20.930.000 a fost semnat acum două săptămâni de dumneavoastră, iar achiziția publică de lucrări este pe finalizare, s-a făcut contestație la CNSC, s-a reevaluat, urmând ca în perioada următoare să încheie contractul de execuție de lucrări cu operatorul care va fi declarat câștigător. Deci, în proxima perioadă se vor începe lucrările. Mulțumesc. Și de asemenea, domnul director, vreau să pregătiți o informare către colegii noștri, membrii ai Consiliului Județean, asupra tuturor sumelor din Programul Național de Dezvoltare Locală, pe care Guvernul Partidului Social Democrat le pune la dispoziția tuturor localităților județului Bracea, în așa fel încât să vedem ce investiții se fac și la nivelul localităților care au primare ai Partidului Național Liberal, dar și la nivelul localităților care au primare de la Partidul Social. Adică, opinia publică și colegii noștri consilieri au dreptul să știe, de exemplu, că la Comuna Jareștea vom executa cu banii Guvernului României vremelnic acum condus de Partidul Social Democrat. O vremea când erau ei la putere, nu ne dădeau niciun leu. Din punctul ăsta de vedere, au dreptul să știe ce investiții face Guvernul Partidului Social Democrat. Și de ce 95 ani, poate, ceva. Da. Deci, este vorba de sectorul de drum Putna-Ivărcești, de sectorul de drum Făurei-Garoafa-Precistanu și de o porțiune de drum din Comuna Milcovu, sectorul DN23. Până la 23 din județul Brașov. Dacă aveți observații, vă mai trece. Doamna consilier Doina. Referitor la ce ați spus dumneavoastră de Jareștea, banii care sunt alocați pentru zona Scânteia sunt dați de Guvernul Cioloș pentru problemele care au apărut atunci pe calamități. Eu vorbesc de alte 3 milioane. Vorbesc de exact drumul comunal 111 sau 113, dacă nu. Eu am întrebat în comisie de drumul județean. Când se fac lucrări pe el? Și la comisie. Vedeți? Asta voiam să spun. Avem alte priorități. La comisie am discutat. Problema așa. Bine. Vă referiți la DG205, domnule președinte? Dacă există observații cum așa. Înțeleg că nu sunt. Supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul.
înseamnă proiectul de hotărâre amintit și este pentru. Dacă este cea împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc cu unanimitate de votul proiectului care a fost adoptat. Punctul numărul 15. Proiectul de hotărâre privind preluarea clădirii persoane vârstnice, o nouă șansă, Mărășești, județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești, în structura direcției generale de asistență socială Vrancea. Dacă există observații, cum ar fi acest lucru. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit și este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 16, avem proiectul de hotărâre privind declararea terenului în suprafață de 6,2 hectare situate în municipiul Focșani, T80, parcela 424.1, ca bun de interes județean și completarea în mod corespunzător al inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea. Dacă este observație cu anul acest lucru. Vă rog, domnul consilier, Emilian Gheorghe. Domnule președinte, am o observație. Este greșit formulat articolul 1, în care se notează declararea terenului în suprafață de 6,2 hectare situat în municipiul Focșani. Terenul nu este situat în municipiul Focșani, este situat în extravilanul municipiului Focșani, sau putem spune pe teritoriul administrativ al municipiului Focșani. Doresc să fac și un comentariu. Potrivit legii fondului social, articolul 31, terenurile rămase după aplicarea legii fondului funciar, trec în proprietatea privată a comunităților locale, nu în proprietatea publică. De aceea mă adresez acum doamnei secretar al județului, în sensul de a analiza următoarele aspecte pe care le ridic. În anexa la acest proiect de hotărâre, nu se specifică că terenul este în extravilan. Terenul este în extravilan, este arabil, are destinație agricolă, este în sistem irigat și clasa de calitate 2. În aceste condiții, direct pe el nu vom putea construi, deoarece legea interzice acest lucru. Va trebui să-l atragem în intravilanul municipiului Focșani. Eu ridic numai problemele juridice. Doamna secretar va analiza, va hotărâ fiecare corespunderea lui. Eu spun că potrivit legii, pe terenul de clasa 1 și a 2, arabile, situate în extravilan, din sisteme de irigație, nu se poate construi direct nici obiective de interes județean. El trebuie atras întâi în intravilan și pe urmă se poate construi. De aceea eu solicit să se înscrie corect, cum este corect, în arabil, în extravilanul municipiului Focșani, pentru că așa este, și să se completeze anexa corect, în sensul că este teren proprietate privată și la vecinătăți să pună corect. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului consilier Emilian Diaconu. Alte observații? Domnul consilier Cristina Lirimea, vă rog. În completare la ce a spus colegul meu, v-aș propune, stimați colegi, să adăugăm următoarea frază la finele proiectului. În vederea prelurii terenului respectiv pentru construirea unui spital județean nou, așa cum a fost solicitarea inițială către Unitatea Administrativă Municipiul Focșani. Dacă dumneavoastră considerați oportun să trecem explicit pentru ce luăm acel, pentru ce transformăm acel teren în bun de interes județean, cred că este o soluție care, din punctul meu de vedere, ar fi cea mai corectă. Asta ar fi prima intervenție. Aș ruga secretarul județului să ne dea un răspuns pe această chestiune, să votăm dacă adăugăm sau nu această titulatură pe care am spus-o acum, după care mai am de făcut două observații. Mulțumesc. Stimați colegi, avem la mapă, la acest proiect, o adresă din partea primăriei Focșani, semnată de domnul primar Cristi Valentin Miseelă, prezent aici alături de noi și dacă ne poate și răspunde, ar fi minunat. Urmarea adreselor dumneavoastră, numărul 20602 din 27 decembrie și 1537 din, atenție, 30 ianuarie,
A fost inițiat proiect de hotărâre în acest sens și a fost supus aprobării Consiliul Local al Comunului Focșani în ședința din 25 ianuarie. Cum poate un... 25. Din 25 ianuarie așa scrie, tocmai asta era una de observații. În primul rând, ședința respectivă a avut loc pe 23 ianuarie, nu pe 25 ianuarie. Și cum va să aibă loc o ședință pe 23 ianuarie în urma unei adrese din 30 ianuarie? Poate ne explică domnul primar această eroare. Vorbiți cu mine. Cu dumneavoastră? Vorbiți cu domnul primar. Primar este invitat. Dumneavoastră v-am spus, poate ne explică domnul primar de ce aceste erori într-o singură pagină de urmă de o documentație. Eu fac următoarea precizare. Aici, de la Consiliul de Țean Bracea, nu analizăm activitatea din ședințele Consiliului Local Focșani. Nu vorbesc de activitate. Vă rog, invitați-vă la Nu vorbesc de activitate, vorbesc de actele de la dosar. Vorbesc de actele pe care avem la dosar. Vă rog. Și dacă veți avea amabilitatea să îl întrebați pe domnul primar Miseelă când a ajuns la concluzia că acest teren este de bun de interes județean și a trimis documentația către județ, înainte sau după observațiile făcute de consilierii primele, eu aș fi foarte mulțumit. Și mi s-a făcut extrem de ciudat să spună că a descoperit terenul la o plimbare în oraș. Având în vedere toate aceste aspecte, la care așteptăm răspuns, vă solicit, domnule președinte, și să știți că aici pot să vă plătesc și dreptul de autor, pentru că și noi să ne-ați făcut aceeași recomandare la un moment dat, nouă consilierul PNL, să luați în discuție, în cadrul fondurilor superioare ale PSD, retragerea sprijinului politic pentru primarul Cristi Balintin Miseelă, pentru o serie de aspecte ce privesc activitatea dezastruoasă din punctul nostru de vedere a administrației publice Focșani. Așa cum domnul Liviu Dragnea a recunoscut că a avut o mână proastă cu Grindeanu și cu Dose, cred că ar fi fair play să recunoaște și dumneavoastră că ați avut o mână proastă cu domnul Bacinski și cu domnul Michela. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte observații. Până la secretară, domnule președinte, domnule consilier, în ceea ce privește chestiunile legate de regimul juridic al terenului ce urmează să se inventaria, referitor la aspectele semnalate de domnul consilier Diaconu, cred că și aici domnul consilier a vrut să vadă dacă știu foarte bine activitatea cărții funciare. Nu pot să faci parte funciară, nu pot să faci absolut niciun fel de document cu privire la măsurare, la regim juridic, la cea de cine ia apa deasupra sau de desubt, până când bunul nu îți aparține. Este o primă condiție. Când ești proprietar, atunci poți să faci absolut orice. Doi, de jur împrejur al acelui teren sunt proprietăți private și mă gândesc că au avut niște documente legale. Trei, cunoașteți foarte bine că orice construcție și orice regim juridic, cu motivațiile și cu îndeplinirea condițiilor legale, deci orice regim juridic se poate modifica în scopul pentru care proprietarul și-l dorește. Introducem un fond forestier, scoatem din fond forestier, nu avem islas, nu avem... Deci, astea sunt niște chestiuni care nu au absolut nimic de a face cu declararea de interes județean. În ceea ce privește formularea de declarare de interes județean, este formula din lege, din legea 213, este o formulă obligatorie, iar dacă îmi permiteți, nu este o întrebare, nu-mi permit să pun domnule consilier întrebări, dar un așa retoric. Pe cine se reprezintă astăzi, proprietatea privată sau interesul public. Pentru interesul public al județului Vrancea este de inventarierea acestui teren. În ceea ce privește întrebarea domnului Irimia, referitor la destinația pe care terenul trebuie să o aibă, este apanajul Consiliului Județean, într-adevăr, să decină care este destinația unui bun aflat în domeniul public al județului. Și încă o ultimă completare. Preluarea și inventarierea bunurilor se face în domeniul public și nu în domeniul privat. Și da, Consiliul Județean nu are niciun fel de obligație în caz că domnii care trebuiau să-și recupereze niște teren sunt acum supărați când nu a trebuit să mai dea în judecată primăria Focșani. Pe Consiliul Județean nu pot justifica interesul ca să poată face hotărârea Consiliului Județean de inventariere și să facă discuții cu privire la interesul public. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă secretar, domnul consilier Emilian de acolo. Doamna secretar nu mi-a răspuns la observația mea. Modificarea aia a fost un comentariu. Acum eu mă duc pe exact hotărâre.
În articolul 1 scrie situată în municipiul Focșani, dar la 80, parcela 424. Mai înainte, domn președinte, citea că în municipiul Focșani există tarlaua 89 în municipiu. Tarlaua aceasta 80 este în extramilanul municipiului. Noastră nu puteți scrie altceva decât este realitate. Deci trebuie să notați în extramilanul municipiului Focșani. Pentru că așa ați cerut, așa ați cerut, eu vă dat procesul verbal la ședința anterioară și vă citesc. Transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 62.000 teren situat în extravilanul municipiului Focșani. Dar la 80, el, într-o lună s-a schimbat, a ajuns în interiorul municipiului din extravilan. Deci vă rog să-mi răspundeți la observație. Comentariu, mă rog, este altceva. Domnul secretar, de data asta nu se vă mai permite. Dar vă spun eu despre ce este vorba, că ar fi bine să cunoașteți legea. Și de asemenea, vreau să mai mult precizare. Indiferent cât de piedici, veți mai pune dumneavoastră, așa cum a spus în Partidul Național Liberal în municipiul Focșani, și la ședințele din Consiliul de Consiliu ale municipiului Focșani. Acum văd că vă legați de faptul că are importanță că e intravilan sau extravilan. Nu. El este situat pe raza municipiului Focșani. Așa cum spune legea 213. Și dacă ulterior va exista cineva care să opună acestei hotărâri a Consiliului Județean, nu are decât să o facă. Să facă cine are interes din acest punct de vedere. Noi avem un singur interes și cred că și dumneavoastră, care ați afirmat în repetate rânduri la conferințe de presă, că puteam face acest spital de multă vreme, vă dau veste proastă. În România nu s-a făcut niciun spital nou, acolo, 1989. Primele spitale noi în România vor fi construite cele 8 spitale regionale cu fonduri europene, proiecte lansate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației din România, prin programul operațional regional și, evident, cele spitalul republican și cele două spitale noi, care vor fi unul la Sibiu, în patria domnului președinte al României, Klaus Iohannis, și unul la Focșani, în patria Partidului Național Liberal, nu spun eu, și împotriva voinței dumneavoastră. Doamnelor și domnilor consilieri, supus pe aprobare proiectul de hotărâre. Domnule președinte, mai avem intervenții. Vă rog să ne dați cuvântul. Domnul, eu am întrebat de două ori dacă mai are cineva observații și mi s-a spus că nu. Nu a spus nimeni. Supun spre aprobare pe domnul președinte. Nu a acuzat. Proiectul de hotărâre a venit. Cine este pentru? Avele funcționare în Consiliul Județean. Ce este pentru? Domnule președinte, vreți să fiți proiect? Fiți jupând la Francia după ce nu mai sunteți la putere. Dați-ne cuvânt. Avem dreptul la cuvânt. Lăsați-ne să nu știm. V-am întrebat o dată. Domnul Irimia. Am ridicat mâna, dacă nu mă vedeți. Vă nu mai vorbiți în același timp cu mine. Vă rog frumos. Că eu vă ascult. Dați-mă frumos cuvânt. Am întrebat mai devreme, domnule, estimate domnule consilier, dacă mai are cineva ceva de spus. Iar dumneavoastră n-ați spus absolut nimic. Deci nu mai folosiți aceste tipuri cu speranța că mă veți enerva, pentru că nu mă enervezi. Dar nu mă enervezi, domnul. Vă puc. Vă rog. Vă rog. Am respectul asta răbunită la dumneavoastră. Vă rog. Să nu mai spun că am pus piedici pentru construcția spitalului. Vă rog. Asta e adevărat. Uitați-vă ce chichiții îmi dăspăteți. De ce vă rugați? Noi votăm acest proiect și am mai spus-o, deci nu votăm împotrivă. Și asta ar trebui să fie capul de afiș de altă spune. Dar sunt chestiuni juridice pe care trebuie să le analizăm. De faptul că spitalul ăsta va fi legat de administrația PSD și de numele meu. Pentru că dumneavoastră ați fost în stare în 28 de ani, când de câte ori ați fost la putere să faceți nimic pentru comunitate. Dar nici nu ați făcut spitalul, n-ați spus că nu s-a făcut niciun spital. Vă rog. Nu s-a pus nicio piedică. Drept dovadă faptul că s-a schimbat procedura după observație pe care consilierii Partidului Național Liberal le-au făcut cu privire la terenul respectiv. Vă rog. Patru instituții au trimis patru adrese
diferit din bilateral. Am făcut aceste observații și dintr-o dată procedura s-a schimbat, s-a decis ca terenul să fie bun de interes județean. Dacă nu făceam aceste observații, ar fi trecut în forma inițială cum s-a cerut votul pe 23 ianuarie. Haideți să fim realiști. Cred că o opoziție constructivă și dezbatere pe proiecte putem face fără să ne acuzăm și cred că intervențiile noastre de după 23 ianuarie au fost pertinente și drept dovadă s-a ajuns la altă variantă. Mulțumesc! Altă observație. Domnul președinte. Nu am puțin. Altă observație mai aveți? Nu mai aveți. Domnul președinte, vreau să întreb pe domnul consilier Irimia. Și dacă treceam forma inițială, ce ar rămâne? Trecea terenul în patrimoniul consiliului. Dar haideți să nu intrăm în polemică. Eu vreau să vă spun un lucru cât se poate pentru asta. Eu sunt autorul soluție pe care o propun astăzi, pentru că am văzut țigănia și circul din Consiliul Local Focșani făcut de grupul Partidului Național Liberal și mi s-a făcut legamentul. Și am găsit soluția, din punct de vedere juridic, pentru a face exact ceea ce vă propun astăzi din punct de vedere legal. Vă mulțumesc. V-am întrebat, domnule consilier, și a spus că nu. Vă spun, asta este lipsă de conștiință. Nu v-am pronunțat numele, ca să fie foarte clar. Supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotriva, dacă se abține cineva, doamna și domnul consilier, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Fapt pentru care vă mulțumesc și salut maturitatea grupului Partidului Național Liberal prin votul care a fost exprimat astăzi. Vă mulțumesc. Vom avea un spital nou în județul Oradea. Nu, o să-l punem valul domnul Jean Vraciu. În amintirea domnului Sali, că a fost prefect. Nu, eu nu fac. Eu nu fac chip cioprit. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Ușor. Punctul numărul 17. Avem proiectul de hotărâre la aprobarea subvenției de contribuție de 2% a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea în proiectul Un viitor mai bun pentru educație. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost aprobat unanimitate de voturi. Punctul numărul 18. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială, Protecția Copilului. Dacă aveți observații în acest proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 19, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea cumpărării dreptului de proprietate a domnului postulant Tatiana Cecilia, în cod de indiviză de jumătate, în imobilul teren în suprafață de 4.432 metri pătrați, situat în Tarlaua, punctul din municipiul Focșani, strada cu sabădă numărul 50. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect. Așa cum știți, este vorba de clădirea din curtea Spitalului Județean, cu care noi avem intenția, cum de spun, să reabilităm și să redăm circuitul de public. Înțeleg că nu sunt supun spre aprobare de domnului Consiliul Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Domnul și domnul consilier, la punctul numărul 20. Domnule președinte, dacă permiteți, vă rog frumos, să faceți o intervenție. Lăsați-mă de sistemul ordinea de zi, vă rog. La punctul 20. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea depunerii proiectului dotarea cu aparatură medicală modernă a unității de primiri urgențe Focșani spre finanțare pe program operațional regional 2020-2020. Doamnelor și domnilor consilier, așa cum bine știți, Spitalul Județean Vrancea, care este managementul Ministerului Sănătății, în ultimii 3 ani a primit aparatură în valoare de 30 de milioane de lei. Deci, aparatură în valoare de 300 de milioane.
devenind unul dintre cele mai bine dotate, cum se spune, cu aparatură medicală pentru generația în spitale, cum se spune, în spațiul județelor din România. Și lucrurile nu se vor opri aici. Sarcina Consiliului Județean este să sprijine acest efort, iar în momentul în care Ministerul Sănătății și noi de parte ziua respectivă își va deplini angajamentele față de protocolul care ar putea fi semnat de Consiliul Județean cu Ministerul Sănătății privind preluarea acestui spital, avem obligația să sprijinim cu toată forța ceea ce putem face și ceea ce putem face noi este să dotăm prin programele de fonduri europene ale programului operațional regional, unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Sfântul Patrimoniu din Focșani. Dacă aveți observații cum ar fi acest lucru. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean pentru Europeană. Ce este pe? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnă și domnul consilier, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de tot. Doamnelor și domnilor consilieri, un proiect de mare așteptare. Avem proiectul de hotărâre la punctul 21 privind aprobarea bugetului propriu al județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale, județul Vrancea și a bugetelor instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean până în 2018. Doamnelor și domnilor consilieri, la acest proiect de hotărâre au fost depuse o serie de amendamente care au fost gestionate de secretarul județului, în sensul că ne-au fost comunicate tuturor consilierilor județeni și pentru care direcțiile de care consiliului au întocmit la parte de specialitate, care de asemenea au fost comunicate domnilor consilieri județeni. Și sunt informat că au fost și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. Ca atare, deși toate comisiile au analizat atât proiectul de buget, deși amendamentele depuse până la dezbaterea amendamentelor propuse între colegi și consilieri, dacă sunt observații pe marginea proiectului de buget, vă rog. Ok, domnul Cristin Iumia, vă rog, domnul consilier. Domnule președinte, încep cu o scurtă observație și am apreciat faptul că ședința trebuie să fie solemnă și să respectăm cu toții regulile clasice. Și ați spus lucrul ăsta acum vreo jumătate de oră și am luat la cunoștință. Cred că de atunci până acum, domnul primar Cristi Valentin Miseră butonează telefonul, citește știrile, stă numai pe telefon. Ține de solemnitatea și de respectul pentru cei care participă, ca domnul primar Miseră ori să părăsească sala, ori să fie atât la ce se discută, nu să stea pe telefonul mobil. Vă rog, liniște. Stimate domnule consilier, dacă aveți o obsesie pentru domnul primar, ieri a fost ziua drăguță. Vă faceți în relație de dragoste. Dar lăsați cu tot propunerea, da, reveniți la ordinea de zi și haideți să trecem la treabă. Pierdem vremea, vă rog. Domnul consilier, vă rog. Da, domnule președinte, eu am o problemă etimologică, aș putea spune, ținând cont că bugetul trebuie să fie în dezbatere publică. Nu mi se pare că aruncat fiind pe o pagină a Consiliului Județean, a site-ului Consiliului Județean, acest lucru înseamnă dezbatere publică. Și chiar aș fi curios dacă poate cineva să-mi spună câte mesaje ați primit de la cetățeni referitor la bugetul Județului Vrancea, dacă au existat sau câte accesări a avut bugetul în această perioadă. Mulțumesc, domnule consilier. Am să rog compartimentul care se ocupă cu domnul de site-ul Consiliului Județean să răspundă în scris, domnule consilier. Da, vă rog, domnule consilier. Domnule președinte, cu toată deferența, am analizat structura bugetului pe anul 2018 și am constatat că, raportat la anul 2016, veniturile au scăzut, ceea ce reprezintă 86% din ceea ce aveam în urmă cu 2 ani. Dacă veniturile proprii au scăzut de la 33,7 milioane de lei în 2016 la 28,5 milioane de lei, asta denotă faptul că starea economiei județului este în descreștere, lucru care nu ne poate bucura. Și aș lega acest aspect de faptul că subvențiile de la bugetul de stat sunt acum în cuantum de 33,5 de milioane de lei, în condițiile în care au fost
de 184 milioane de lei în 2016. Eu aș vrea să fac o remarcă asupra faptului că acest lucru e perfect corelat cu situația politică la nivel național, pentru că discutăm despre subvențiile la bugetul de stat. Vă rog eu, domnule președinte, în calitate de cetățean al județului Vrancea, să luați toate măsurile ce se impun în vederea eliminării guvernului Ilie Verdeț, pardon, Dragnea, pentru că toți avem de suferit, inclusiv membrii Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, apreciem foarte mult recomandările dumneavoastră. Aș vrea să vă fac o precizare. Probabil că dumneavoastră, ca liberal, ați uitat că v-a scăzut impozitul de la 16% la 10%. De-aia au scăzut și veniturile Consiliului Județean Vrancea, ca și veniturile tuturor municipalităților și unităților administrative teritoriale. Vă mulțumim foarte mult pentru recomandare. O să-i transmit lui Liviu, prin domnul Ioan Ștefan, fără niciun fel de problemă, pentru că dânsul are o relație apropiată. Îi transmit, domnul Domnul, vă rog. Domnule președinte, acum câteva zile, în CEX PSD, ați făcut o declarație Context. Bugetul județului Vrancea. Vă promit că are context. Vă rog. Vă promit. Ați făcut o declarație în care ați fost simpatic, aș putea spune. Ați spus că... ați spus că ați vrea ca PSD-ul să vină cu un program de 25 de ani pe care să-l propună țării. Un program serios. Ceea ce sună foarte bine. Eu cred că înainte să lăudați guvernul... După care să discutăm și cu dumneavoastră. Cum vreți. După care să... Deci să propuneți un program pe 25 de ani, da? Eu cred că înainte să lăudați guvernul că a făcut ceva normal, anume a dat bani și la localități PNL, poate ar trebui să vă gândiți cum puteți să țineți un guvern mai mult de 3 luni. Și ca să vă spun cum se ilustrează lucrul ăsta în buget, nu am auzit nimic de parcul industrial. Vă reamintesc că în iulie 2014, un teren de 51 de hectare din Răstoarca a trecut în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean cu scopul de a se înființa un parc industrial. Vă rugăm să ne spuneți dacă există ceva prevăzut. Nu am văzut nimic prevăzut în buget pentru lucrul acesta. Nu știm dacă s-a elaborat documentația de urbanism, studiul de fezabilitate și celelalte care trebuiau elaborate. Au trecut 3 ani și jumătate, dumneavoastră propuneți un plan pe 25 de ani. Cum funcționează? Domnul, eu mă așteptam ca dumneavoastră să faceți propuneri concrete pentru bugetul anului 2018 cu privire la parcul industrial. Dar dacă tot v-ați lansat această provocare, o să vă răspund. Deci, domnul și domnilor consilieri, stimați cetățenii județului Vrancea, nu putem fi nici mincinoși, nici farisei, ca cei care, cum spuneam, v-au făcut numai rău atunci când au fost la putere. V-au tăiat salariile, v-au tăiat pensiile. Am pus în genunchi pe toți, cum spuneam, fără niciun fel de problemă. Ne-am dat un stat care ne arestează numai cu dovezi falsificate, etc. Nu mai contează. Cu exemplu sunt eu. 10 ani, cu un rechizitoriu plin de falsuri și de ticluiri de probe. Deci nu v-am întrebat. Vă răspund, stimate domnule consilier. Este decizia mea de a nu mai propune Consiliul Județean sume pentru parcul industrial, deși va trebui să avem o dezbatere serioasă asupra acestei chestiuni. Dintr-un singur motiv. Pentru că avem experiența parcului industrial Galați, care nu a fost ocupat nici în ziua de astăzi de nimeni. Deci, un loc în care s-au cheltuit câteva milioane de euro. Și atunci, m-am gândit că poate ar fi mai interesant. Și aici le dau dreptate tuturor celor care susțin autostrada Moldova și apreciez foarte mult. Deci vreau să știți un singur lucru. Că până când nu vom avea autostradă și aeroport în zonă, nu, acest parc industrial nu va avea niciun randament. Pentru că investițiile, în general, sunt legate de infrastructură.
vom avea infrastructură, autostradă la București, la Bacău și Focșani, Bacău, nordul Moldovei, vom avea și investitori. Nu vom avea autostradă, nu vom avea investitori. Asta pentru că v-a spus că propun așa ceva. Alte observații cu marginea bugetului. Domnul consilier Postan, o scurtă intervenție pe marginea discuției de mai înainte. Aduceți, domnule președinte, niște argumente pe care consilierii opoziției le-au adus atunci când s-a luat hotărârea înființării acelui parc industrial, exact în acea locație pe care o consideram în continuare nepotrivită. V-aș ruga să vă reamintiți că exact argumentele care le invocați atunci le-a invocat opoziția, dar în stilul dumneavoastră caracteristic de a conduce ședința și a lua în considerare părerile celorlalți consilieri, atunci ați trecut peste ele și n-ați acceptat nici măcar discuția despre acest subiect. Mulțumesc, domnului consilier Bostan. Vreți să facem un pariu și să facem stenogramă? Să vedeți că niciodată n-ați folosit asemenea argument. Eu sunt dispus să facem un pariu. Vă rog, domnul consilier, domnule președinte, domnilor colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru introducerea amendamentului meu cu privire la fondurile nerapursabile pe probleme de interes județean. Și aș vrea să mai adaug câteva lucruri la celelalte amendamente. Una la mână, aș vrea să știu când recepționam clădirea B, corpul B de la stația CF Focșani, pentru că am depus odată pentru un proiect pentru un centru de tineret. Acum este un amendament în care am găsit de cuvință să concentrăm un centru antreprenorial și o componentă de tineret. Și aș vrea să știu cam când reușim să o introducem în... Bun. Asta ar fi o întrebare la care, dacă se poate, că la comisie nu am primit un răspuns. Al doilea lucru, aș vrea să fac încă un amendament care nu l-am depus, pentru că am vrut să-mi găsesc câteva informații pentru a susține sau nu acest amendament. Și aș vrea să vă fac o propunere concretă, ca la Vrancea Eroică să reducem cu 1.600.000 de lei și mai este o achiziție pe un sistem pentru sala de ședințe de 900.000 de lei, și să avem un buget de 950 de 2.500.000, care să le împărțim la 64 de unități școlare, care în acest moment au lucrurile sanitare. Vă rog să-mi permiteți, vă întrerup, pentru că deja astea sunt amendamente și amendamentele o să le dea citire președintele Comisiei de Buget și Finanțe. Dar cum le dezbatem de două? Acesta? Bine, vă rog. Deci am zis că acest amendament nu am depus, doar îl spun în ședință. Aș vrea ca la începutul anului, Francia, să nu mai aibă 64 de școli cu sanitare în afara școlii. Adică cu toalete, cum s-ar spune. Am vorbit cu câțiva primari, o sumă de 39 de lire, unitate școlară, ar fi îndeajuns să rezolvăm această problemă în 2018. Și vreau să spun la vreo. Mulțumesc. În ceea ce privește clădirea din complexul Gării Focșani, pot să vă spun un singur lucru. Nu avem ce să facem până în momentul în care nu apare hotărârea de guvern. Da? În momentul în care va apare hotărârea de guvern, o putem inventaria noi fără niciun fel de probleme. În ceea ce privește celelalte probleme pe care le-ați ridicat, ele sunt de perspectivă în acest punct de vedere. Încă și, încă o dată, amendamentele la care ați făcut trimitere sunt în lângă lege. Altă observație, domnul Cristian Ierichin, vă rog. Domnul Lungu, ați vorbit, o apătăreți-vă. Foarte pe scurt, stimați colegi, am depus mai multe amendamente la buget, grupul consilierilor PNL. Unul din aceste amendamente sună astfel, alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea unui eveniment simpozion anual dedicat personalităților politice care au promovat Franța prin ceea ce au făcut la nivel internațional. Vreau să permiteți. V-am spus și am făcut precizarea mai devreme când vorbea colegul dumneavoastră. Am să-i dau cuvântul președintelui Comisiei de Buget Finanțe, care va da citire tuturor amendamentelor
și va citi și cine le-a propus din punctul ăsta de vedere. Haideți să nu le... Haideți să nu le... Al doilea amendament privește alocarea sumei de 9.000 de lei pentru Asociația Națională Cultul Eroilor, Regina Maria, în vederea derulării programului de acțiuni din anul 2018. Am înțeles la comisie justificarea pentru care aceste amendamente nu pot fi prinse în buget. Am rugămintea să analizăm aceste proiecte, să le numesc așa, pe termen mediu și să încercăm să le punem în aplicare, fie direct, fie prin intermediul Centrului Cultural, pentru că sunt propuneri ale cetățenilor din Vrancea care au lăsat documentația anul trecut la toate instituțiile din Vrancea și s-a promis că se va face așa ceva, vor fi susținuți și, din păcate, nu s-a reușit să se pună în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier Ghimia. Domnul Lungu. Foarte scurt, un amănunt de ordin tehnic și mă adresez mai ales doamnei secretar al județului. E foarte dificil să parcurgem fizic bugetul în condițiile în care ne trimiteți într-un format arhaic și învechit. Spre exemplu, ne-ar fi de folos să-l avem fie în formatul Excel, fie într-un format în care să putem să căutăm text. Și vă spun și de ce. Spre exemplu, eram curios să văd dacă e ceva legat de clădirile cu risc seismic în Vrancea, sau eram curios să văd exact ce se alocă pentru Ziua Copilului. Despre riscul seismic n-am găsit nimic, am căutat cele 100 și ceva de pagini. Dacă vreau să caut... Eu sunt convins că aveți oameni competenți în aparatul tehnic care pot să folosească un calculator suficient de bine încât să ne transmită bugetul într-un format ușor de citit. Și de asemenea, ați spus că l-ați spus pe site, eu sunt convifat toate aspectele legale. Dar, spre exemplu, dacă o firmă încearcă să vândă ceva, spre exemplu, încearcă să vândă apartamente sau cravate sau orice altceva, nu pune produsul acela într-o pagină obscură a site-ului, pune undeva unde oamenii se poată să-l vadă și să-l înțeleagă ușor. E chiar o rugăminte, dacă se poate, pe viitor. Mulțumesc, domnule consilier Lungu. Dar să fac o precizare. Noi nu vindem bugeturile de suplimentare. Ei nu suntem o firmă. Era vorba de... Am înțeles, am înțeles. O să analizăm mai mult din să vă trimitem o variantă mai citeață, când o spuneam bugeturi. Ca să o pricepem. Am înțeles. Am înțeles că ați terminat? Da, acum. Da, mulțumesc. Alte observații la capitolul bugetului. Bun. Stimați colegi, așa cum am precizat, toate amendamentele au fost dezbătute și analizate în cadrul comisiilor de specialitate și drept urmare. Îl invit pe președintele comisiei numărul 1, domnul consilier Marin Laurențiu, să dea citire acestor amendamente. Mulțumesc. Să prezintă raportul comisiei prin aceste amendamente. O să încerc să le iau pe rând, sper să nu scap nicio. Amendamentul președintelui Consiliului Județean, domnul Marian Ocrișan, care propune diminuarea sumei de 350.000 de la punctul B3, anexa 42, 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, în lista de acțiuni de interes județean finanțate de județul Vrancea în anul 2018, cu suma de 340.000 lei și redistribuirea după cum urmează. Alocarea sumei de 50.000 de lei pentru susținerea reprezentanților elevilor județului Vrancea la etapele zonale organizate în preambul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar pentru învățământul primar și gimnazial și a Olimpiadei Gimnaziilor pe județul Vrancea pentru învățământul gimnazial. Alocarea sumei de 15.000 de lei pentru organizarea ediției a 13-a a Târgului de Carte Focșani. Alocarea sumei de 175.000 de lei la capitolul A2, în lista acțiunilor de interes județean, promovarea reprezentarea județului Vrancea pe plan inter și internațional. Alocarea sumei de 100.000 de lei în vederea finanțării nerambursabile a unor proiecte și de pentru tineret, suma care se va introduce la capitolul dedicat aplicării legii 350/2006, legea tinerilor. Secretarul județului a înaintat comisiei amendamentul precizat, mai sus, însoțirea documentele justificative și de raportul pozitiv al direcțiilor de specialitate. Analizând prevederile legale și fundamentarea realocării sumelor propuse inițial, Comisia acordă aviz favorabil amendamentului președintelui Consiliului Județean. Amendamentul domnului consilier județean Iepure Alexandru Ciprian privind alocarea sumei de 100.000 de lei în vederea finanțării nerambursabile a unor proiecte de și pentru tinere, propună diminuarea sumei alocate acțiunii 9 mai. De asemenea, au fost puse la dispoziția Comisiei
de secretarul județului, precum și rapoarte în direcțiile de specialitate. Amendamentul domnului consilier, înregistrat cu numărul 2117 din nota a doua, el este avizat favorabil, dar având în vedere că propunerea a fost deja aprobată de comisie când amendamentul de la punctul 1 rămâne fără vorbire. Amendamentele domnului consilier județean Bostan Liviu, prin care propune alocarea unor sume de sume la 4 obiective aflate pe lista de investiții. La punctul A, majorarea sumei alocate pentru modernizarea DJ202F. La punctul B, majorarea sumei alocate pentru drumul județean 204P. La punctul C, alocarea sumei de 50.000 de lei pentru servicii de proiectare în vederea modernizării infrastructurii rutiere pe DJ205E. La punctul D, majorarea sumei alocate pentru drumul județean 205B, Dumbrăveni, Bugești, Popești, Urechești, Budești, Cotești, Blidari, Bănțești, Dălcăuți, Paraoană, Râmincean, Capeici, Odolești. Secretarul județului a înaintat comisiei amendamentul precizat mai sus, însoțit de documentele justificative și raportul comisiei de specialitate. Astfel, s-au comunicat comisiei motivele pentru care nu este legală alocarea sumelor precizate mai sus. Potrivit prevederii legii 273/2006 privind finanțele publice locale, obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programul de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv note de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispoziției locale. Vreau să mai fac o precizare. La lucrările comisiei au participat toți directorii direcției de specialitate din Consiliul Județean Vrancea. Sub incidența acelui act normativ, ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate. Important de evidențiat este și faptul că aceste obiective de investiții se află în diverse etape de realizare, care sunt bugetate în mod realist, raportat la volumul și durata lucrărilor preconizate pentru anul în curs. Referitor la punctul 3, în cadrul amendamentelor se precizează faptul că legea sector de drum județean a fost afectat ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase din perioada anului 2016, având alocate fonduri pe HG972. Pentru aducerea la starea tehnică inițială. Mai mult, deși a fost contactat de repetate rânduri de către funcționarii din cadrul Consiliului Județean Vrancea, primarul comunei Jariștea nu a înaintat documentele actualizate, respectiv procese verbale de constatare a calamităților și raportul comitetului local pentru situații de urgență. Documente care ar trebui, din care ar fi rezultat necesar cheltuielile aferente lucrărilor de a aduce la starea tehnică inițială. Deci, analizând prevederile legale și văzând raportul negativ al direcției de specialitate la suplimentarea sumelor aferente unor obiecte de investiție, comisia acordă aviz nefavorabil la amendamentul domnului consilier. Amendamentul grupului consilierilor PNL, înregistrat sub numărul 2470 în 14 a doua, însușit prin semnătura doar a domnului consilier Cristinel Irimia, referitor la alocarea sumei de 10.000 de lei pentru organizarea unui spectacol artistic simpozion anual dedicat personalităților vrâncene care au promovat Vrancea prin ceea ce au făcut la nivel național și internațional. Sursa de finanțare propusă a fost din secțiunea dezvoltare. Secretarul județean a dat comisiei amendamentul precizat mai sus, însă și documentele justificative și raporturile de specialitate. Astfel, s-a comunicat comisiei de către aparatul de specialitate faptul că sursa de finanțare a unui spectacol artistic sub simpozion de la secțiunea dezvoltare este nelegală, deoarece sumele incluse în această secțiune privesc numai activitatea de investiții. De asemenea, specialiștii precizează că amendamentul nu are o fundamentare solidă pentru a fi evaluate impactul financiar și planificarea resurselor umane și financiare necesare organizării unui astfel de eveniment.
nerezultând că ar putea fi atracție turistică la o gală la care ar fi celebrate personalități vrâncene în viață sau decedate. De asemenea, se consideră că recunoașterea meritelor personalității vrâncene poate fi realizată în orice dintre acțiunile propuse pentru anul 2018, conform anexei numărul 42, proiectului de buget. Acțiuni care au scop tocmai promovarea județului Vrancea, preparând pe plan intern și internațional, din perspectivă turistică, culturală, educativă, a personalităților locale ce fac cinste județului la nivel național și internațional. Având în vedere prevederi legale și văzând raportul negativ al Direcției de Specialitate, Comisia acordă aviz nefavorabil amendamentului domnului consilier. Amendamentele domnului consilier județean Iepure Alexandru Ciprian. Privind alocarea unor sume astfel, alocarea 500.000 de lei pentru înființarea unui centru multifuncțional pentru tineret și grupuri defavorizate, precum și a unui centru pentru susținerea Comisiei Economiei și Dezvoltării Antreprenoriatului Local, în clădirea Corp B, stația CF. Alocarea sumei de 50.000 de lei pentru extinderea rețelei de panouri stradale pentru marcarea obiectivelor turistice și intrările în zonele turistice. La punctul C, alocarea sumei de 30.000 de lei pentru promovarea unui eveniment sub formă de târg pentru produse locale și promovarea zonelor turistice din județ în lunile mai și septembrie. La punctul A, este adevărat că în anul 2017 a fost adoptată hotărârea Consiliului Județean numărul 201 privind solicitarea transmiterea imobilului clădire Corp C, stația CF Focșani, cu terenul aferent din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, transmisă sucursale regionale de căi ferate. Însă, până la această dată, nu a fost emis actul normativ privind trecerea în domeniul public și în domeniul public al județului Vrancea. La punctul B. OAT județul Vrancea nu are înregistrată în administrarea sa străzi, ci doar drumuri județene. Conform ORG 43, pentru 97, privind regimul drumurilor, cu modificările și completări ulterioare, străzile se află în administrarea municipiilor și orașelor. Consiliul Județean a implementat deja o serie de proiecte de interes județean, prin intermediul cărora au fost realizate panouri pentru marcarea obiectivelor turistice. Facem referire la Vrancea turistică, drumul de glorie a Armatei Române, în primul război mondial, drumul Horgorilor Vrâncene, promovarea mausoleului și a parcului memoriei naționale, prin intermediul care au fost marcate trasee promovate prin proiecte. La punctul C. Centrul Cultural Vrancea, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Vrancea, are, conform reglementărilor legale specifice, atribuții de organizare și desfășurare de târguri și evenimente de promovare a produselor și a culturii tradiționale locale. Dar fiind faptul că această instituție are experiență și competențe legale necesare pentru a organiza astfel de evenimente, pe care deja le organizează de ani, de zile. Și aici amintim, Festivalul Comoara Vrancii, Târgul Meșterilor Populare, Concursul Cântece de Viță Veche, pe Plaiul Dojanului, Festivalul Baba Vrâncioaia, Festivalul Comoara Vrancii, Bătăiul Tradiții Pascale la Române, etc. Considerăm că există temei pentru transferarea organizării unui eveniment ca cel propus în lista de acțiuni a Consiliului Județean. În acest context, se propune reanalizarea planului de acțiune a Centrului Cultural Vrancea, aferent anului 2018. Comisia, analizând prevederile legale și văzând raportul negativ al direcțiilor de specialitate cu privire la amendamentele de mai sus, avizează nefavorabil amendamentele domnului consilier Iepure Ciprian. Comisia adresează președintelui Consiliului Județean Vrancea solicitarea realizării unei corespondențe cu Centrul Cultural Vrancea, în care se pună în vedere aceste instituții subordonate, reanalizarea activităților propuse pentru anul 2018 și în cazul în care se constată că evenimentele nu se pot încadra în alocarea bugetară propusă, în buget, să funcționeze o eventuală majorare. De asemenea, domnul consilier județean Iepure Ciprian va fundamenta evenimentul cu un proiect punctual. Amendamentul domnului consilier județean Irimia Cristinean. Privind alocarea sumei de 9.000 de lei pentru Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, în vederea derulării programului de acțiuni în anul 2018.
primit de asemenea de la secretarul județului amendamentul precizat însoțit de documentele justificative și de raportul direcției de specialitate. Astfel, s-a comunicat comisiei faptul că nu pot fi alocate în mod direct unei asociații, indiferent de scopul care a fost înființată și de caracterul de utilitate publică acestea, fonduri de la bugetul județului, fără respectarea procedurii legale din legea 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice. De asemenea, se mai precizează faptul că autoritatea județeană nu are alocate sume pentru destinația Centenarul Marii Uniri, finanțarea evenimentelor realizate sub această egidă făcându-se de Guvernul României prin Departamentul Centenar. De asemenea, compartimentul de resort a comunicat că numele militarilor în cel decedați pe fronturile de luptă, sume pe care se solicită alocarea de bani, sunt identificate și se află în arhiva MAPN, respectiv Oficiul Cultul de Eroilor. Comisia, analizând prevederile legale și văzând raportul negativ al direcțiilor, analizează nefavorabil amendamentul domnului consilier județean Irimia Cristina. Amendamentul domnului consilier județean Burduja Ovidiu, înregistrat sub numărul 2472, de 14 a doua, referitor la alocarea sumei 100.000 de lei pentru realizarea monumentului de comemorare a vrâncenilor ce au murit în diaspora. Am primit de la secretarul județului amendamentul, însoțit de documentele justificative și raportul direcțiilor de specialitate. Astfel, s-a comunicat comisiei faptul că, potrivit legei 273/2006 privind finanțele publice locale, alocarea sumei pentru obiective de investiții sunt condiționate de existența indicatorilor sau divizorilor estimative. Ca atare, în vederea estimării monumentului propus la valoare de 100.000 de lei, urmează ca propunerea de alocare să limiteze la maxim 10% din valoarea estimată în vederea realizării proiectului tehnic. Aparatul tehnic a menționat faptul că sumele necesare realizării documentației tehnice se puteau realiza din capitolul 5.1 autorități executive din excedențe ale precedenți, urmând ca ulterior să fie alocate sume exacte în vederea executării monumentului. Comisia, analizând prevederile legale și văzând raportul direcției de specialitate, avizează în parte amendamentul propus în sensul alocării sumei de 10.000 de lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei numărul 1, Buget Finanțe. Doamnă și domnule consilier, voi supune votul dumneavoastră fiecare amendamentul. Domnul consilier, posta în legătură. Domnule președinte, consider că este necesar ca amendamentele să fie și dezbătute. Ele au fost analizate într-adevăr în comisie, avizul comisiei este consultativ și asta nu ne scutește pe noi de dezbatere la fiecare amendament în parte. Ba mai mult, putem dezbate și punctual anumite prevederi din amendamente. Vă rog să procedați în consecință și vă asigur că dacă procedăm așa, în mod civilizat, discuțiile vor decurge bine. Și prin vot se va stabili. Dar nu putem face pași mari încălcând cumva legea. De altfel, s-a început greșit. Un coleg a arătat mai înainte că dezbaterea bugetului, dezbaterea publică s-a făcut formal. Ceea ce nu este bine. Pentru ca hotărârile Consiliului Județean să aibă și susținere în public, să fie însușite cumva și de populația numele cărele noi hotărâm aici bugete, ele trebuie să fie foarte transparente în parcursul etapelor și la elaborare, și la dezbatere, și la executare după aceea. Și vă rog să nu continuăm în același timp, pentru că nu ar fi benefic nimănui. Mulțumesc. Mai are grupul Partidului Național Liberal un comentariu pe marginea acestui proiect de hotărâre? Înțeleg că nu. Mulțumesc. Domnul consilier Lorenț, mai întâi. Am precizat, la întâlnirea comisiei au participat toți directorii. Mai mult de atât, există procesul verbal al comisiei în care fiecare consilier și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de legalitate, de nelegalitate, de date tehnice sau mai puțin tehnice, fiecare domeniu de activitate.
Au fost dezbătute. Cred că ați primit răspunsuri punctuale la fiecare, la fiecare întrebare. Mulțumesc. Dar de ce refuzați dezbaterea? Doamnelor și domnilor consilieri, domnul Lungu, v-am dat eu cuvântul. Nu, dar v-am dat cuvântul. Și suntem aici la piață. Doamnelor și domnilor consilieri, eu vă rog să citați chestia asta cu lipsa de transparență decizională și pe care o clamați de fiecare dată, de fiecare dată când auzi ce spune Partidul Național Liberal în județul Vrancea, spune Baron Oprisan, lipsă de transparență decizională, decide în mod arbitrar, în mod samavolnic și autoritar sumele la localități. Noi o stimați colegi. Consiliul Județean Vrancea, prin vot. Pentru că așa au decis cetățenii județului nostru. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă nu știți despre ce vorba, nu vă mai pronunțați. Pe site-ul Consiliului Județean Vrancea este un buton special pentru transparență decizională. Inclusiv bugetul județului Vrancea a fost afișat pe site-ul Consiliului Județean Vrancea și dacă apăsați pe buton, nu pe bușon, da? Unora le place bușon la bușon, mai nou. O să vedeți acolo, ca orice cetățean al acestui județ, bugetul județului. Domnul de acolo înțeleg că aveți un... Vă rog. Vă rog să-mi permiteți să susțin cel puțin unul din cele patru amendamente. Am acest drept, indiferent ce spune unul. Dumneavoastră aveți niciun drept. Eu am toate drepturile stabilite de către cei care m-au votat. Eu pot să vorbesc în Consiliu, să susțin ceea ce îmi transmite un cetățean sau mai mulți cetățeni ce îmi transmit din teritoriu, este un drept al meu pentru că sunt ales ca și dumneavoastră. Domnul Consiliu, vă rog, spuneți ce vreți. Da, vreau... E normal, spune, vreau să spun că, într-adevăr, dumneavoastră, în proiectul de hotărâre, alocați discreționat sumele, cel puțin în modernizarea drumurilor județene. Și am să vă dau un singur exemplu. Drumul județean, Dălceni-Bălești, în lungime de 7 km, unul dintre cele mai proaste drumuri din județul Vrancea. Practic, nu se poate merge pe acest drum. Ați alocat numai 727.000 de lei, nici un milion, pe un drum care aparține unei comune conduse de un primar PSD, respectiv Vultul Hângulești, drum de importanță, zic eu, mai mică, chiar și ca trafic este mai mică, având o lungime de 90 km, noastră ați alocat 3 milioane de lei. Deci, nu este o repartiție absolut în funcție de primarii care conduc comunele respective. Adică se dorește ca un sector din județul Vrancea, respectiv partea de sud, unde într-adevăr este condusă de primari PNL, să nu se realizeze obiectivele care și le doresc cetățenii respectivi, exact ce discutați, să nu se poată face legătura perfectă între localități, încât să miște și mărfurile, să miște și cetățenii și așa mai departe, pentru că dumneavoastră nu doriți să alocați o sumă corespunzătoare și localităților respective. De aceea eu am vrut să motivez, știu că nu am șansă să vot, dar sunt obligat să motivez pentru colegii mei acest lucru. Vă mulțumesc! Eu vreau să vă păstrați pe nimic. Ați observat. Mai aveți? Ați observat. Înțeleg cum. Poate, domnule consilier. Acum vorbesc pentru cetățenii județului Vrancea. Este într-o eroare totală. Și veți vedea, la finele mandatului nostru, în anul 2020, că toate drumurile
drumurile județene vor arăta într-un mod absolut european. Din cauza faptului că noi știm să construim, avem resursele necesare și chiar dacă în acest moment drumul la care dumneavoastră faceți referire i-am alocat o sumă mai mică, dumneavoastră știți că există diferite abordări strategice ale celui care administrează rețeaua de drum. Nu aveți de o să știți dumneavoastră acum ce o să facem noi cu drumul respectiv și pe ce program de finanțare o să-l introducem peste o săptămână sau peste două sau peste trei. Vorba aia suntem oameni, cum nu spunem. Ce visa cineva vreodată că o să facem, de exemplu, Sihlea, Voietin, apropo, Tâmboiești, Bordești, Tâmboiești parcă la PNL, nu? Aha. Visa cineva să facem vreodată Dragosloveni, Dumbrăveni, Gura Caliției, Tinoasa Dumitrec, cu un viaduct de 910 miliarde de lei. Eu nu cred că visa cineva să facem o asemenea investiție. Mai ales că ea, nu îți spună, dacă luăm cât să trăim în condiții realiste, e un mare efort pe care o facem în județul Vrancea din acest punct de vedere. Și la Gura Caliției, dacă nu mă înșelit, tot primarul PNL. Și la Movilița, tot primarul PNL. Și-a avizat, i-a rivezit tot primarul pe extraordinar. Domnul, te rog eu frumos, nu mai faceți, bă, drumuri în localitățile PNL-ului. Vă invit să trecem în viaduc. Nu, vă invit eu să-i trăiem pamnica la viaduc. Că o să plângeți cu vorbe, asta e viața. N-aveți ce să vă facem, nu vă iubește popor. Le-ați făcut rău și asta e situația. Și nici nu știți să construiți. Alte comentarii, înțeleg că nu sunt. Domnul și domnilor consilieri, ca să tranșăm și această problemă cu amendamentele, consult Consiliul Județean dacă dezbatem fiecare amendament sau dacă este suficient că au fost trecute prin comisie și au fost enunțate aici de președintele Comisiei de Buget numărul 1 și dacă vor fi supuse la vot de către mine. De supun propunerea, la vot propunerea domnului consilier Emilian Diaconu de a dezbate amendamentul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? În majoritatea de voturi am luat decizia să trecem peste aceste amendamente. Da, și o să vi le citesc eu și o să le supun votului plenului Consiliului Județean. Domnule președinte, chiar dacă este majoritar, nu ne permite să încălcăm legea. Noi nu putem hotărâ prin vot să încălcăm legea. Chiar că hotărâm toți, putem să fim toți de acord să încălcăm legea. Asta nu înseamnă că procedăm corect. Așa că vă rog să dați posibilitatea consilierilor județeni să-și susțină amendamentele. Și vă promit că nu vom face abuz de răbdarea și timpul dumneavoastră și a colegilor susținând aceste amendamente. Am înțeles că ele sunt respinse de majoritate, am văzut asta la comisie. Într-adevăr, la comisie s-au purtat discuții mai aprofundate, dar asta nu înseamnă că ele nu sunt dezbătute în plen. Pentru că încălcăm legea. Mulțumesc, domnul consilier Costa. Dar până acum ce am făcut? Nu s-au citit amendamente, nu s-au dezbătut la comisie, nu s-au adus la cunoștința consilierilor județeni. Și vă rog, ce sens are să ne mai dezbatem? Da, chemăm televiziunea acolo și nu mai dezbatem. Păi ce rost mai recunosc? Chemați televiziunea data viitoare la comisie. Și după aceea ele au fost respinse de comisie până ilegalitate, după oportunitate. Doamna și domnilor consilieri, supus prin aprobare plenului Consiliului Județean amendamentul președintelui Consiliului Județean privind diminuarea sumei de 350.000 de lei. Vă atrag atenția încă o dată. Mulțumesc. Finanțate de județul Vrancea în anul 2018 cu suma de 340.000 de lei și de distribuire după cum urmează. Știți amendamentul că a fost citit. Cine este pentru? Nu, domnule, nu putem vota în felul ăsta. Dacă este cineva împotrivă. Nici votul dumneavoastră nu va avea valoare. Hotărârea de adoptare a bugetului poate fi lovită de nulitate, tocmai că procedurile nu sunt respectate.
Ba da, procedura e foarte respectată. Vă rog să mai luați. Mai perturbați lucrurile ședinței, vă rog. Cred că dumneavoastră produce cea mai mare perturbare. Doi. Nu s-a dezbat. De altă, mai confirmați încă o dată motivele pentru care noi am propus suspendarea dumneavoastră. Vorbiți cu să vă dau cuvântul, domnule Vasilie. Să-i mai fac o precizare distinsului domnul consilier Ieviu Bostan, că tot se află în discuții în timpul ședinței cu domnul distinsul consilier Irimia Cristina, care este jurist. Vă mai atrag o dată, noi nu o cred consultant, doamna secretară spune anumite lucruri. Da, poveste este una singură, dânsa este secretarul județului, sunt președintele Consiliului Județean. E o diferență. Ideea este următoarea. Poate să vă confirme domnul Cristian Ilimia, domnul profesor Bostan, că o hotărâre este nulă din anumite considerente stabilite de lege. Sub nicio formă, sub aspectul dezbaterii. Mulțumesc foarte mult. Deci, cu majoritate de voturi, amendamentul președintelui Consiliului Județean a fost adoptat. Supun la vot amendamentul prin alocarea sumei de 100.000 de lei în vederea finanțării nerambursabile a unor proiecte de și pentru tineret privind diminuarea sumei alocate acțiunii de 9 mai. A fost aprobat prin... Trebuie să pus votul. Deci ăsta se respinge. Da. Cine se pentru? Dar este cine împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Poate că ar fi bine să fie anunțat și rezultatul votului, așa cum va fi consemnat în acest moment. Dar, asta face. Supun la vot amendamentul înregistrat sub numărul 2460, 14.02.2018, prin alocarea unor sume la 4 obiective aflate pe lista de investiții, așa cum au fost prezentate pe președintele Comisiei de Buget. Încă o dată spun. Și acest amendament a fost respins de comisie pe nelegalitate, după oportunitate. Supus spre aprobare pe unui Consiliu Județean amendamentul respectiv. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Bun. Voturile colegilor consilieri care n-au ridicat mâna, cum le consideră? Pentru. Ce votați, mă? Deci, încă o dată, cine este pentru? Mi-ai ridicat. Ok. Cine este împotrivă? E clar. Da? Amendamentul a fost respins. Supun la vot amendamentul referitor la alocarea sumei de 10.000 de lei pentru organizarea unui spectacol artistic simpozion anual dedicat personalităților grăcene decedate sau în viață. Asta e propunerea lui omul cu aia. Da. De ce nu-i și un om deosebit? Sigur, țărat, nu țărat. Da. Și mici nu spune. Ce mici? Nu mai acuzat așa în lipsă. Da. Cum vă permite să jetiți tot în această poziție? Dar nu l-am citit cu cetățeanul respectiv. O să vă întrebați asta. În documentația pe care domnul Crăciun... Există vreun țărat... Nu vă supărați. Există vreun cetățean care se numește țăranul sărat? Dacă există o titulatură reprezentă în timp, da, există. Haide să fim serioși. Și n-a făcut nicio referire la... Da, dar mie îmi povestiți ce înseamnă notorietatea. Domnul Irimia, nu vă mai certați, domnule. Nu mă cer deloc. Domnul Crăciun nu a făcut referire la niciun partid politic, n-a depus documentația la CJ. Vă rog. Așa că nu s-o supărați pe el degeaba. Da. Am înțeles. Eu nu mă supăr, domnul. A făcut omul cu oaia. Domnule, n-am pronunțat niciun nume încă o dată. Am înțeles. Dar eu, dacă zic barulul din sala asta, mă la cine mă refer? Treaba dumneavoastră. Banul la dumneavoastră. Deci, la ce? Poate să fii și omul cu măgar. La ce de fapt? Vrei cu gemate? Asta e. Da. Ăsta, deci,
aduce amendamentul, nu cu persoanele în viață, decedate sau cu personalități. Am înțeles. Nu este pentru. Dacă este și împotrivă. Dacă se abține cineva. Cu majoritatea de vot, supun la vot amendamentele înregistrate la numărul 2423 din 14-a 2-a 2018 privind alocarea unor sume. Supun spre supun votului plenului Consiliului Județean amendamentele înregistrate la, la acest moment. Ce este pentru? Ce este pentru? Domnul Hirilea nu vrea. Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Amendamentul a fost, amendamentul a fost respins. Supun la vot amendamentul prin alocarea sumei de 9.000 de lei pentru Asociația Națională Fructul Eroilor Regina Mare. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Amendamentul respins. Supun la vot amendamentul înregistrat sub numărul 2472 din 14 februarie 2018 referitor la alocarea sumei de 100.000 de lei pentru realizarea monumentului de comemorare a vrâncinilor care au murit în diaspora. Ce este pentru? Știu. Da, trebuie să respins ăsta. Nu? Și a aprobat parția lui. Avizat. Avizat. Nu, atunci facem un fel următor. Cine este pentru a fi corect? Vreau să mă împurce de fiecare dată. Cine este pentru? Este împotrivă. Mulțumesc. Stimați colegi, ascultăm raportul comisiei, văzând că a existat dezbatere cu marginea propunerii referitoare la realizarea monumentului pentru diaspora, existând practic un aviz parțial, având în vedere că totuși noi am fost de acord în principiu cu realizarea lui, vă propun alocarea sumei de 10.000 de lei pentru tocmirea studiului de fezabilitate referent obiectivului de investiții. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Amendamentul adoptat cu unanimitate. Având în vedere că amendamentele propuse au fost depuizate, raportat la votul dat pe fiecare dintre acestea, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu majoritate de voturi, proiectul de buget, aprobarea de ce a fost. Doamnelor și domnilor consilieri, venim la punctul 1, proiectul de hotărâre prin aprobarea revizuirii regulamentului funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a componenței nominale acestea. Îl rog pe domnul consilier Bugoianu Constantin, președintele Comisiei de Validare, să preia buletinele de vot din ce vreau în Comisia de Validare, pentru la îndeplinire acest instrument. Domnul consilier, fiecare, vă rog. Domnule președinte, la buget am avut și eu un amendament. Bine, l-am spus pe Liviu Grai, n-am noroc la amendamente, ședința asta nu e o problemă. Aș vrea totuși să faceți toate diligențele, aș vrea în Vrancea, la sfârșitul în septembrie, când începe școala, să nu avem totuși 60 de unități școlare cu grupul sanitar în spatele școlii. Mulțumesc! Oricum, suntem unul dintre județele cu cele mai puține. Da, 64. 64 înseamnă 6.000 și ceva de elevi. Și cu ea bani. Vorbiți cu ea școlă. A fost. Dar nu expectul. Stimați colegi, o să vă explic procedura de vot. Se impune X în dreptul persoanei cu care sunteți de acord. Și în căsuța cu da, și X în căsuța cu nu. Cu precizarea că dintre consilieri sunt doar 4. Așa e legea. Trebuie votați toți membrii.
Dați-mi voie să vă explic. Deci, în buletinul de vot aveți un număr de 48 de persoane. Numărul membrilor de desemnat sunt 4. Adică, din cele 6 propuneri făcute de consilier, adică domnul cel mare, domnul Cristian Dănuț, domnul Atarcicov, domnul Marian Laurențu și domnul Diaconul Emilian și Vraciu Dorina, se votează 4 persoane. Deci se aleg 4 persoane. Celelalte persoane, celelalte persoane sunt membri de drept. Și trebuie votați. Dar țineți cont că sunt membri de drept. Nu am văzut.
Domnul președinte al Comisiei de Validare, domnul Constantin Bucur. Proces verbal încheiat astăzi, 15 februarie 2018, Comisia de Validare a Consiliului Județean Francea, constituită în baza dispozițiilor articolul 82 indice 2 din Legea Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a procedat la stabilirea rezultatului votului secret exprimat de consilierii județeni privind proiectul aprobarea revizuirii regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare Teritoriului și Urbanism și a componenței nominale a acesteia. Pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, constatând următoarele. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezenți la vot 32. Numărul membrilor de desemnat 4, candidaturi de bursă 6. Voturi valabile exprimate 32, voturi nule niciun. Persoanele propuse pentru a face parte din Comisia Tehnică au obținut următoarele rezultate. Domnul cel mare Ionel, 20 de voturi pentru, 12 împotrivă. Domnul Cristian Dănuț, 20 voturi pentru, 12 împotrivă. Domnul Atarcicov Adrian, 20 voturi pentru, 12 împotrivă. Domnul Marin Laurențiu, voturi pentru, 20 împotrivă, 12. Domnul Diaconu Ilian, voturi pentru, 12 împotrivă, 20. Doamna Vraciu Dorina, voturi pentru, 12 împotrivă, 20. Nu o să mai dau citire voturile exprimate pentru membrii de drept. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost aprobată componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. Semnează membrii Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnului președinte al Comisiei de Validare. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, conform articolului 54 al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Francea, supun votului deschis proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a componenței nominale. În locul unor consilieri, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Am și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Stimați colegi, la MAPE au fost înaintate și raportul de activitate și planul strategic care a autorității teritoriale de ordine publică. Bracea, documentul care nu se supun aprobări. Domnul Melinte, am înțeles că vrea să vă spună ceva. Da, eu trăind și în 2006, o propunere la domnul Bostan, o schimbare a președintelui Consiliului Județean, dar aș face o propunere domnului Bostan, dacă până la definitivarea proiectului de hotărâre pe care l-a pus, pe ce vreme să scrie pe scaunul din esplanada în fața Consiliului Județean și domnul pune scaunul ca să fie sigur că nu va obține. Mă gândeam chiar la domnul da, nicio problemă. Domnul Melinte a spus în felul următor, ca să vă citesc eu, fără închipă de vreodată. Deci a fost emoționat. Cine este președintele Consiliului Județean din partea PNL-ului pe care îl propuneți? Oricare dintre... Declară? Destui oameni ca parcă. Da. Avem de oameni. Da, dar noi din partea niciun. Nu-i aveți prea să faceți propunerea. Da, țină liniște! Da, chiar greu să face evaluare. Stimați colegi, da. Vă spun și dumneavoastră, dacă aveți un bătrân ca mine, să-l cumpărați. Mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, distinși invitați, distinși reprezentații mass media locală și centrală, ședința, dragi frânceni, ședința ordinară a Consiliului Județean de Francea de astăzi, cu toate picanteriile la care am asistat, s-a încheiat. Mulțumesc.